Vă salut, dragi copii! Așa cum m-am obișnuit în fiecare zi, creăm un proiect nou. Pentru astăzi m-am gândit să facem o buburuză. Am mai creat buburuze din diferite materiale, din vas ceramic, din lingură de lemn, dar astăzi o să vă arăt cum să faceți dintr-un carton și carton buretat o buburuză. Avem nevoie de, în primul rând, de șabloane. Vedeți, o să fie aripioarele, corpul buburuzei. Corpul l-am imprimat pe un carton negru. Da? Aripile le-am conturat pe cartonul buretat roșu. Da? Avem nevoie de foarfecă, de un perforator pentru bulinuțele de pe aripile buburuzei, un cleștișor, o să vă și arăt, voi folosi două panglici, ochișor mobil, pentru că e buburuza roșie, am ales ochișori roșii, care au și gene. Voi folosi și câteva cubulețe de dublu adeziv, ca să lipesc bulinele deasupra. O bandă dublu adezivă, o să vă și arăt unde folosesc. Am perforat și câteva frunze, trifoi cu patru foi. Și buburuze dublu adezive. Cu ajutorul creionului am conturat aripile buburuzei și am pus patru fâșii de dublu adeziv ca să pot să lipesc de corpul buburuzei. Apoi, așa cum am spus și mai înainte, am imprimat de pe șablon cu imprimanta modelul, însă cartonul fiind negru, mai este necesar să conturați și cu creionul ca să se vadă foarte bine unde trebuie copilașul să decupeze. Da? Eu l-am și decupat deja. Și haideți să asamblăm. După ce ați decupat corpul, decupați și aripile. Cartonul buretat se decupează puțin mai greu față de cartonul normal. Trebuie să țineți foarfeca dreaptă, altfel nu se taie. Deci s-ar putea copilașii mai mici să aibă dificultate în a decupa cartonul buretat. De ce folosesc bandă dublu adezivă? Pentru că lipiciul nu lipește cartonul buretat de carton foarte bine. Sau puteți să mai folosiți ori silipiciul, ori pistolul de lipit, ca să fiți sigur că se va lipi cartonul buretat de carton. Vedeți? Rămășițele le punem deoparte. V-am mai spus, puteți să le folosiți și în alte proiecte, nu le aruncați. Apoi, dau banda adezivă jos. Vedeți, rămâne un lipici. Să fiți atenți să nu dea copiii jos și partea lipicioasă. Vedeți? Iar lipitura trebuie să fie din prima corectă, altfel nu mai puteți să dezlipiți cartonul buretat de pe cartonul negru. Vedeți? Și întâi potriviți peste buburuză și abia după ce potriviți, lipiți foarte bine, da? Prin presare. Următorul pas, voi lipi ochișorii. Ca să iasă ochișorii în relief, voi folosi cubulețe dublu adezive. Puteți să lipiți și cu lipici, dar eu astăzi voi lipi cu cubulețe dublu adezive. Cubulețul dublu adeziv, vedeți, are lipici pe o parte, îl dezlipesc de pe hârtie, îl lipesc pe obiectul dorit, după care dăm jos, vedeți, mai este și o hârtioară subțire.
Deci dublu adeziv înseamnă că are lipit și pe o parte și pe cealaltă. Mie îmi place să lucrez cu aceste cubulețe pentru că ies în relief decorurile pe care vreau să le lipesc oriunde doresc. Lipesc celălalt ochișor. Următorul pas o să perforez cu ajutorul perforatorului floare pentru că vreau să arate buburuza mea. Vreau să fie foarte haioasă și în loc de bulinuțe voi folosi un perforator de floare. Voi puteți să perforați câte buline sau floricele doriți. Copiilor le place foarte mult să decoreze partea aceasta pentru că ei hotărăsc câți ani au buburuzele lor. Da? Și poate să lipească câte floricele doresc. Da? Eu voi lipi, cred că, 5 pe o parte, 5 pe partea cealaltă. Înseamnă că buburuza mea o să aibă 10 anișori astăzi. Următorul pas, cum v-am spus și la început, voi folosi două panglici. Voi tăia două bucăți, așa la ochi, nu voi măsura. O panglică albă și una roșie, vedeți? Poate să fie una mai lungă, una mai scurtă. Cam așa, vedeți? Și cu ajutorul cleștișorului voi face o gaură și introduc cele două panglici. Vedeți? O să fac un nod la mijloc. Ca să nu se desfacă. Cam așa o să arate. Iar următorul lucru, voi decora panglicile cu câte o frunză. Dar ia uitați-vă cum. O să lipesc o frunză de desubtul panglicii, pun lipici și peste frunză voi mai lipi încă o frunză. Deci o să fie un trifoi pe o parte și pe cealaltă panglica la mijloc. O să folosesc pistolul de lipit ca să meargă repede lipitura, dar puteți să folosiți și araceți sau ce lipici aveți acasă. Mare grijă la degete. Vedeți? Prima frunză este gata.
facem? Să-i punem și o agățătoare. Aici, între antenuțe, voi face o gaură, la fel cu ajutorul capsatorului și dintr-o pamblică albă sau roșie pe care ați folosit-o și la ghirlandă, puteți să faceți agățătoarea. Este o altă decorațiune de primăvară, este ușor de realizat. Materialele folosite, cartonul buretat, puteți să folosiți și carton buretat cu sclipici, vedeți, dacă doriți să fie altfel bubruza voastră față de cum am făcut-o eu. Perforator, cartonul, pamlicile, buburuzele decorative, toate le găsiți pe site-ul nostru www.galeriacreativ.ro sau în magazinul nostru de pe strada Lunii numărul 6, cu program între 9 și 17 de luni până vineri. Vă așteptăm! Vă urez spor la treabă și vă aștept și mâine cu un nou tutorial. Numai bine vă doresc!